Bună ziua, dragii noștri! Din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. De data aceasta vom vorbi despre un subiect interesant, pornind de la o noutate editorială, așa cum v-am obișnuit în cadrul rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Avem multe campanii online cu multe subiecte, dar de data aceasta vorbim despre o noutate editorială. Este vorba despre Harriet Lerner, Dansul furiei, ghid pentru femeile care vor să schimbe tiparul propriilor relații. Am să vă arăt cartea și la cameră. Dar aș spune cu asumare că nu este o carte doar pentru femei, este o carte pe care cu lejeritate o pot citi și bărbații, de se adresează deopotrivă femeilor și bărbaților. Și vorbim despre această emoție, furia, cu Ana Maria Ducuță, doctor în istorie și autor. Ana Maria are foarte multe filmulețe, foarte multe clipuri extrem de interesante pe foarte multe subiecte ce țin de gestionarea emoțiilor negative, cum facem față, eu știu, unui partener toxic sau unor relații toxice și cu siguranță cărțile pe care le avem în portofoliul editurii Herald și mai ales cele din colecția Pas în 2, terapie de cuplu, se pretează la astfel de subiecte și poate că vom mai discuta și cu alte ocazii împreună cu Ana Maria despre aceste subiecte frumoase. Ana Maria, ce este de fapt furia? Cum o înțelegem? Cum o gestionăm? Cum îi facem față? În așa fel încât să nu ne copleșească, să nu ne domine, să nu simțim că ne controlează. De foarte multe ori am auzit această afirmație, cum că nu ar trebui să ne reprimăm emoțiile. Dar cei mai mulți dintre noi fac această greșeală că faptul că reprimă emoțiile le pun sub acel preș, da? Sau le țin ascunse în oala cu presiune, cum îmi place mie să-i spun, și bineînțeles că ele, mai târziu, mai devreme sau mai târziu, vor ieși la suprafață și mai rău de atât. Nu doar că vom avea, să spunem, un acces de furie, pentru că frustrările, prin aceste emoții negative necontrolate, frustrările se vor aduna și se vor aduna ca un Așa este. butoi, ca un butoi de pulbere, dar Așa vom este. ajunge În chiar să primul și rând, somatizăm. Vom ajunge să exact, somatizăm. aș vrea doar să-mi dai șansa să-i salut pe cei care ne ascultă și să te salut și pe tine, pentru că eu sunt, adică îmi place să vorbesc cu oamenii prin clipurile pe care le fac și să am monologuri, dar cel mai mult mă bucur atunci când am un dialog și mai ales cu cineva care este la fel de interesat ca și mine de explorarea a tot ce înseamnă natura umană și emoții. Așa că bine te-am găsit, Sorin, și bine am găsit și pe cei care ne ascultă în acest moment, cei care vor citi cartea prezentată de tine sau pur și simplu cei care vor să afle cum să-și gestioneze mai bine furia. Și ca să răspund întrebărilor tale, tot ceea ce noi numim emoție vine dintr-o stare, vine dintr-o trăire pe care fiecare dintre noi o gestionează în funcție de ceea ce am acumulat până în acest moment al existenței noastre. Și e foarte interesant cum aceste emoții, de fapt, ne conduc viața, deși mintea noastră și deși orgoliul nostru ne spune că nu este așa. Și mintea noastră ne spune, uite, în această situație este bine tu să nu fii furios, nu te enerva. Și tu pleci de acasă, îți faci un plan și spui, am să vorbesc cu această persoană și o să fiu foarte calm. Și ajungi acolo și începi să țipi acel om. De ce se întâmplă asta? Nu ai fost tu cel care și-a făcut de acasă planul și a spus că nu va fi furios? Și asta se întâmplă pentru că noi, ca și ființe umane, suntem tranzitați de mii de stări în fiecare zi. Și aceste stări, printre care se află și furia, care este o emoție profund negativă și foarte intensă, au la bază tot ceea ce eu gândesc, simt și tot ceea ce eu fac în fiecare zi a vieții mele, de când mă nasc și până în acest punct al vieții mele. Deci aș spune că furia este rezultatul unei respingeri a propriului tău suflet
Pentru că tu, de fapt, nu ești curios pe ceva ce ți se întâmplă doar în acest moment pentru această situație. Pentru că dacă ar fi doar furia legată de acest moment, să spunem că nu i-ai spune unui om niște cuvinte care, despre care tu știi că îl dor, tu știi că sunt foarte grele și cu toate acestea tu alegi să le spui. Și în momentul în care ești furios, îi rănești pe ceilalți. De ce faci asta? De ce îi rănești? Pentru că tu, de fapt, ești rănit în interiorul tău. Și o rană emoțională deschisă duce la manifestări necontrolate. Și aceste manifestări necontrolate de foarte multe ori duc într-o furie uriașă. Pentru că furia, din punct de vedere emoțional, reprezintă o descărcare a unei stări, reprezintă o descărcare a unei energii care ne consumă pe interior. Și un om furios este un om care a suferit, nu și-a recunoscut rana, nu își recunoaște nevoia de vindecare și caută să ducă undeva această durere, să o ducă într-o direcție. Pentru că durerea emoțională este un lucru foarte greu de gestionat și este ceva ce înțelegi numai atunci când ți se întâmplă ție. Sunt convinsă că această carte pe care ne-o prezint este foarte interesantă și chiar o să-mi iau și eu să o citesc. Însă, emoția o înțelegi când o trăiești. Poți să o înțelegi mai în profunzime când citești despre ea, dar până nu ești tu acolo consumat de acea emoție, nu poți să o înțelegi. Iar furia este una dintre emoțiile care ne consumă enorm și îmi consumă și resursele emoționale cu care eu aș putea să fac ceva bun pentru mine. Îmi consumă și bucuria de a fi lângă un om, pentru că am fost furios, m-am enervat pe cineva, îi spun, tu nu vezi că nu ești în stare de nimic, dar eu oricum nu te iubesc, dar mie oricum nu-mi pasă de tine. Acel om reacționează în consecință, poate el nu e furios. Și spune, a, da? Nu-ți place de mine? Ok, bine, ne despărțim. Eu fiind furios, spun, da, foarte bine, normal, ok, ne despărțim. Și atunci de aici totul escaladează și ajung să îmi distrug viața pentru simplul fapt că orgolul meu nu poate, într-un moment de furie, să ia o pauză. De ce? Pentru că eu atunci ar însemna că sunt cel slab. Eu atunci ar însemna că sunt cel vulnerabil, că eu sunt fraier. Și de fapt tot ceea ce societatea ne spune, ne zice, tu trebuie să vezi, să găsești o cale, să le arăți celorlalți că tu ești peste ei. Când de fapt ceilalți nu există decât în momentul în care tu interacționezi cu ei. Altfel, tu nu ai nicio treabă cu ceilalți. Ceilalți sunt, există în viața ta atât cât tu îi lași să fie. Apropo de vulnerabilitate, momentul în care suntem furioși, uite, mă mai gândesc la o altă emoție puternică, care de cele mai multe ori, din păcate, ne ghidează cumva acțiunile, gesturile și mă gândesc la frică. Și fac acest tandem, frică, furie. E ok să fim vulnerabili? E bine? E sănătos foarte din punct de vedere psihic? E foarte bună întrebarea ta și ai pus o problemă importantă, pentru că a fi vulnerabil nu înseamnă a-ți fi frică. Frica este total diferită de vulnerabilitate. În momentul în care eu sunt vulnerabil din punct de vedere emoțional, față de cineva sau față de o situație, eu practic aleg să construiesc un dialog la nivel emoțional cu persoana respectivă. Cum se construiește dialogul? Primind și dând. Eu acum vorbesc cu tine, pentru că eu îți spun ceva, tu îmi spui altceva și avem un dialog. Cam asta se întâmplă și din punct de vedere emoțional. Dacă eu nu sunt vulnerabil în fața cuiva și nu-i spun, uite, asta mă doare, uite, eu asta simt, eu asta cred, celălalt nu are nicio pistă de pornire. Omul ăla nu știe de unde să mă apuce, ce să facă cu mine. Și de foarte multe ori această vulnerabilitate a noastră, da, este o armă pe care ceilalți o întorc împotriva noastră. Dar, în fapt, eu trebuie să știu când vulnerabilitatea mea devine un abuz pe care eu îl tolerez, respectiv când vulnerabilitatea mea este o metodă de a mă conecta emoțional cu ceilalți. Și vulnerabilitatea în sine este cea mai mare dovadă a faptului că eu mă cunosc suficient cât să mă arăt exact așa cum sunt în fața celorlalți. Pentru că eu când sunt vulnerabil, eu nu fac niciun rol. Eu când sunt vulnerabil, eu mi-arăt slăbiciunile, îmi arăt durerile, îmi arăt neputințele și atunci pot să primesc și ajutor. Pentru că ceilalți pot să se uite la mine și să spun ok, ai nevoie de o mână de ajutor? Da, dar dacă eu nu sunt cu mâna întinsă, mâna celui care vrea să mă ajute n-are de unde să mă apuce. Deci frica vine tocmai din această idee a separării și a competiției. Mie mi-este frică pentru că în trecutul meu, și asta
E o greșeală pe care o fac foarte mulți oameni. Spun, în trecut am avut oameni care m-au păcălit, oameni care m-au trădat. Îmi e frică să mă mai deschid emoțional în fața celorlalți. Și până la urmă, da, este un risc să fii vulnerabil, dar este un risc necesar existenței tale pur umane. Pentru că noi nu putem experimenta ceea ce suntem ca ființe umane atunci când ieșim din această zonă de emoție și atunci când neglijăm sufletul și spunem, scopul vieții mele este să impresionez pe ceilalți, să fac mulți bani, poate să-mi iau multe mașini. Dar atunci tu când te duci și rămâi tu cu tine, sufletul tău te întreabă, hei, prietene, eu cu ce mă hrănesc? Mie ce-mi dai? Tu ai mâncat, da? Tu, posesorul de suflet, ființa umană X, ai mâncat astăzi la prânz. Dar sufletul tău ce-a primit ca să fie bine? Și atunci când sufletul este nefericit, toate relațiile mele cu ceilalți încep să se bazeze pe frică. Pentru că eu nu-i mai văd pe ceilalți ca pe niște oameni cu care pot construi un dialog. Eu îi văd ca pe o amenințare. Eu îi văd ca pe o sursă de durere. Și faptul că viziunea mea asupra celorlalți e modificată fundamental, interacțiunea mea cu ei e modificată fundamental, pentru că dacă eu vorbesc cu cineva din frică, această frică este ceea ce eu voi culege la nivel emoțional și noi nu vom avea un dialog. Poate să-mi fie frică de cineva sau cuiva este frică de mine, noi nu comunicăm, noi nu facem schimb de informații. Pur și simplu eu am un rol, respectiv celălalt are un rol, ne jucăm rolul și sceneta se încheie. Și aici este provocarea noastră zilnică și cel mai greu lucru pe care îl avem de făcut. Să putem să fim bine cu noi, să reușim să ne identificăm sufletul și să identificăm aceste emoții negative, cum ar fi și starea de frică și starea de furie, și să le lăsăm să fie undeva într-o parte mai puțin importantă din viața noastră. Pentru că eu n-am cum acum să trăiesc viața total lipsită de frică. Este evident că în subconștientul meu rulează, chiar și acum, în timp ce noi vorbim, anumite frici. Ideea este cât de mult aceste frici mă influențează pe mine. Pentru că dacă frica mea mă blochează din a îmi căuta un partener, din a-mi căuta o slujbă, din a face niște activități zilnice, din a avea grijă de copiii mei, atunci este foarte clar că nu mai vorbim doar de o emoție negativă, ci vorbim despre o boală a sufletului. Și frica asta face, îmbolnăvește sufletul. Găsim, de fapt, la începutul în cuprins, am găsit niște lucruri interesante în cartea Dansul Furiei. Foarte pe scurt să le spun și celor care ne urmăresc. Provocarea furiei, mișcări vechi, mișcări noi și contramișcări, dansuri circulare în cuplu, când furia nu duce nicăieri. Exact ce spuneai tu mai puțin mai devreme. Furia față de mamele noastre imposibile. Cine este responsabil pentru ce? Cea mai delicată întrebare despre furie. Gândind în trei, cum să părăsești un triunghi familial. În spatele furiei, pe lângă multă, să spunem, nemulțumire și frustrare, putem găsi și un tipar relațional, un pattern venit din copilărie. Și aici mă refer la faptul că de cele mai multe ori, atunci când ne certăm, dau un exemplu, atunci când ne certăm cu partenerul și suntem furioși, când el reacționează, noi avem tendința de a reacționa, de a fi reactiv și de a fi furioși și, de fapt, în momentul acela, în noi, țipă copilul nostru interior. Despre el este vorba, da? Poate fetița, în cazul partenerei, fetița care nu a fost apreciată în copilărie sau care poate nu a fost văzută, nu a fost observată și perpetuează același pattern, uite, și în relația de cuplu. Sau în cazul bărbatului, băiețelul, la fel, care nu a fost ascultat de către părinți, care n-a primit afecțiune, care nu a primit empatie și înțelegerea propriilor nevoi emoționale din partea părinților. Mă gândesc că există o legătură între furie și aceste tipare relaționale, hai să le zicem, disfuncționale sau nesănătoase. Da, tot ceea ce ai spus este adevărat și mai mult de atât. Aceste pattern-uri emoționale și mentale sunt cumva înregistrate și depuse acolo în cutia Pandorei, adică în subconștientul nostru. Oricât de mult ne place să credem că suntem independenți și avem totul sub control și că suntem puternici, în fapt,
toată viața ajungem să fim mai mult sau mai puțin condiționați de aceste programe care rulează în subconștientul nostru și care programe sunt alimentate de experiență, adică de ceea ce eu am trăit în copilăria mea cu precădere. Și e vorba de copilărie pentru că aici este o perioadă de formare, nu doar din punct de vedere mental și emoțional, ci și o perioadă de stabilire a identității tale în raport cu membrii familiei tale, în raport cu școala, în raport cu societatea. Iar un copil care, evident, devine un adult, dar el din punct de vedere emoțional nu s-a maturizat și a avut parte de un părinte autoritar sau a crescut fără părinți sau are o rană de abandon, mai târziu, așa cum foarte bine spuneai și tu, ajunge să fie furios pe neputința celor care la momentul potrivit nu au putut să-i ofere ceea ce el avea nevoie, doar să fie el însuși, doar să crească. Și uneori, dacă vezi un adult furios, și mi se mai întâmplă, iată mie mi se întâmplă în trafic de foarte multe ori, este vina altcuiva și omul acela lasă geamul și începe să mă înjure și spune, dar tu nu vezi, nu ești în stare chiar așa, duceți-vă înapoi la cratiță dacă nu sunteți în stare să conduceți. Și evident, sunt și momente când este vina mea, dar sunt și momente când nu este vina mea. Și mă uit la acel om și copilul lui interior, cum spuneai și tu, băiețelul acela mic și nemângâiat și trist dinăuntru lui, care nu a primit afecțiune la timp, acum este furios pe ceilalți. Cine sunt ceilalți în viziunea lui? Sunt aceia care i-au luat dreptul la iubire. Sunt aceia care nu au putut să fie lângă el atunci când avea nevoie de iubire. Și acei ceilalți nu îi mai vede drept părinții lui. Îi vede pe părinții care l-au abandonat, să spunem, în toți oamenii din jur. Și aici este pericolul unei răni emoționale netratate. Pentru că tu identifici ca sursă de pericol tot ce este în jur, în fiecare om. Tu îl vezi pe partenerul care te-a părăsit, tu îl vezi pe tatăl care te-a abuzat, o vezi pe mama autoritară, pe fratele, sora și așa mai departe. Și de aceea această discuție, care acum în ultimii ani a început să capete din ce în ce mai mult context social și la noi în țară și în România, este necesară, pentru că avem nevoie să vorbim despre aceste emoții care ne consumă pe interior. Și avem nevoie să ne putem arăta așa cum suntem în fața celorlalți ca să începem să vindecăm. Pentru că dacă acel om care se dă jos din mașină și țipă la tine că ai făcut ceva aiurea, dacă în momentul acela, și bine, nu am încercat să fac asta, dar dacă ar veni cineva să-l ia în brațe și să-i spună, ești în regulă, ești în siguranță, nu trebuie să te doară, tu nu trebuie să fii în starea asta, atunci starea lui s-ar schimba complet. Și putem să experimentăm această modalitate de a calma furia cuiva interacționând de pe o frecvență vibrațională și emoțională total diferită. Este foarte greu, sunt de acord, dar atunci când cineva țipă la noi sau este rău cu noi, să nu răspundem în același fel. Și asta am văzut, de exemplu, la mama mea, în foarte multe situații, când, da, nu știu, te duci la ghișeu să rezolvi ceva și omul de acolo nu vrea să vorbească sau este foarte sictirit și nu se uită la tine. Și mama avea foarte multă compasiune și mereu îmi spunea, știi, de fapt, această persoană suferă și noi trebuie să avem foarte multă grijă cu ea, pentru că ea suferă și noi trebuie să fim extra drăguțe cu ea. Și eu mă gândeam, dar unde suferă această persoană? Că mie mi se pare că suferă de ea, nu că suferă de o boală, că uite-te și tu cum ne tratează. Și apoi, când am devenit și eu adult la rândul meu, am înțeles că, de fapt, acești oameni care își strigă furia, de fapt, strigă o durere și o neputință și, de fapt, cerșesc afecțiunea celorlalți. Și viața este de așa natură că nu mai avem timp sau chef neapărat să ne aplecăm asupra acestor oameni, în special asupra unui om furios care, iată, ți apasă toate butoanele, dar aceste persoane sunt oamenii cu care trebuie să fim, față de care trebuie să avem cea mai multă compasiune și cea mai multă deschidere. Și, până la urmă, nu e vorba doar despre ceilalți, e vorba și despre noi. Pentru că sunt foarte multe momente când pur și simplu te apucă nebunia. Faci ceva și te chinuiești să rezolvi ceva, te apucă o stare de furie, uiți. Și toată spiritualitatea și toate cărțile motivaționale, ești pur și simplu disperat. Și despre asta, la asta se referă această onestitate emoțională cu noi înșine. Eu atunci când sunt foarte transparent cu emoțiile mele și mi le recunosc și spun, da, domnule, eu am o problemă cu furia. Ok, dar care-i cauza acestei furii? Păi cauza este că eu undeva nu reușesc să mă iubesc suficient. De ce? Pentru că dacă m-aș iubi, eu nu m-aș putea consuma vreodată viața
fiind furios pe altcineva sau considerând că cineva e de vină pentru ce fac eu, ci mi-aș petrece viața onorându-mă și celebrându-mă că eu sunt prezent în viața mea. Cred că este exercițiul cel mai provocator în contextul actual, pentru că se vorbește foarte mult despre acest lucru. Respectă-te pe tine ca să poți fi respectat de alții, iubește-te pe tine ca să poți fi iubit de alții, dar cred că este un exercițiu foarte provocator, pentru că de cele mai multe ori acest limbaj al iubirii se învață în copilărie și de cele mai multe ori am auzit această întrebare. Mi-e mai ușor să iubesc pe cei din jurul meu decât să mă iubesc pe mine, pentru că este greu. De cele mai multe ori nu știm cum să facem lucrul ăsta și, într-adevăr, atunci când în copilărie ne-a lipsit empatia părinților, compasiunea, afecțiunea, iubirea, până la urmă vorbim despre un limbaj care se învață și pe care îl perpetuăm, apropo de cele cinci limbaje ale iubirii, da, o altă carte, îl perpetuăm în relațiile noastre cu cei dragi, cu semenii noștri, în relația de cuplu, în relația cu copiii sau în relația cu părinții noștri. Dragii noștri, a fost alături de noi Ana Maria Ducuță, doctor în istorie, autor. Am vorbit despre furie, despre această emoție, făcând de altfel o recomandare de carte, o carte recent apărută, reeditată în portofoliul editurii Herald, Harriet Lerner, Dansul furiei, ghid pentru femeile care vor să schimbe tiparul propriilor relații, în colecția Pas în doi, terapie de cuplu, în portofoliul editurii Herald. Mulțumim foarte mult, Ana Maria, sper să ne mai întâlnim și cu alte subiecte, dragi nouă. Mulțumesc și eu și mulțumesc celor care ne-au ascultat. Dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție, un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere!